Sună telefonul. Cred că mi-au și copyright acum. Răspunzi? Hai să răspundem la telefon. Alo? Putem avea și noi o linie? O, drag, să facem dragoste. Deci omul ăsta a luat bucăți din fiecare clip și l-a și făcut așa. I-a făcut pozele într-un stil de ăsta mai animat. Parte. Trebuie să mă întorc la treabă. Ok. Între timp la garsoniera de prestat servicii. Vreau să dau la muie. Nu pot să vă ajut cu asta, ok. Dani Mocanu, peștele. Fă! Că joc în picioare! Mai bine îmi iau acum, mai târziu o să mi se, o să se închidă magazinul. Hai la magazin. Dr. Pupuia, bine ați venit! Vreți o pungă de lei? Bă, uitați și voi ce față are puia! Nu. Aș dori un pachet de țigări. Hai că hai, ziceți-mi acolo, în... în secțiunea de comentarii, de pe premieră, sau pe live, sau pe chat, sau în jos comentarii, ce țigări? Hai că vă aștept să lăsați comentariile. Ați lăsat? Bun, luăm țigările astea arabe. Ce-a fost asta? N-au descoperit de răgoia nimic. Genială chestia asta. Nu m-am mai așteptat. Înseamnă că am pierdut? Am pierdut? Dar ce înseamnă chestia asta? Cei care știu arabă să-mi traducă astea. Bă, nu... Bă, tu vorbeai serios? Bă, tu... N-au descoperit de răgoia nimic. Iar acum, să vedem ce beau. Meniu. De ce totul în lumea asta pare făcut la mișto? Las-o așa. Cred că o să-mi iau... Opa! A venit peștele! N-am apucat să citesc ce scria pe meniu, am văzut ceva adriacul la par și ne-a trezit cu peștele. Am dat de dracu. Opa! A venit Vasile! Ce? Ce se petrece aici? Ai vreo problemă cu Ramona? Mâine vin cu oase peste tine! Cu oastea lui Ștefan! Și te omor și cucerești pământul! Cucerește pământul! Vai de tine, vai de pământ! Să vezi ce pulă mare am! Săracu Dani Mocanu! Ți-am zis laptopul și l-a spart în fața mea. Să-mi sugă pula. Corect, domnule Traian, corect. Ce mă bucur că a putut fi de ajutor. Ok. Iarăși puia, iar... Deci tot puia casier și aici se pare că da. Is this the life? Bună ziua! Bună ziua, vreți o pungă de leis? Nu mai râd ca prima dată, totuși. Nu. Am întrebat. Păi se putea să nu fii și Cabral. Am întrebat 100 de români dacă vor o pungă de leis. Cred că o să fac o compilație numai cu crizele mele de râs în timp ce am filmat jocul ăsta. Nu, gata să înveți fizică? Să înceapă ora. Deci acum îmi predă maestrul fizică, că am picat examenul ăla. Sunt pregătit. Bine, de Ramona, bine. Masa sperbei. Trebuia să vină și masa sperbei. M egal cu rho v. Densitatea spermei este 1. Să vezi că pe asta o să dea la restanță. Densitatea... Perfectă. Cei care n-au densitatea 1 la spermă, nasc copii handicapați, nasc urâți și tot felul de caricaturi. Așa, bun. Să nu primesc ceva cu egistic, nu de alta. Moldoveni, olteni. A uitat să zic că ești de regățeni.
De ce nu mă lăsați liber și nu m-ați lăsat liber și am ajuns la o vârstă sau sunt într-o vârstă în care aș vrea să fut într-un mod liber? Bă, dacă o să fac vreodată farse la telefon, să moră de nou să bag replicile astea dacă fac eu farse la telefon. Că put el în costumul ăsta de crab? Dacă există un Cabral Crab. Eu am zis că nu. Eu cred că este o sculare de pul. Bă, să se ducă odată Nea Vasile la ce zic românii, să-i dea răspunsul ăsta. Și de ce Nicu are...